de menționat, mașina albă pe care tocmai am văzut-o a coborât pe aici, dar nu până aici. E schimbat bacteriile, da? Nu, tot cu alea. Și dacă este gata filmul? Oprești și schimbă. Dar vezi că tu nu filmezi în un parc smurdat? Puțin, un colț acolo. Deci aici suntem nebuni, numai noi mai coborât o dată, fără lanțuri prima oară. Se... Acum cu lanțuri este decentă treaba. Da. Aia a fost o piatră. A, se menționa că mașina este o Dacia Supernova. Cu un nebun la volan. Da, și motor stock. Și cu altul în dreapta. Exact. Aici nu care asigură stabilitate bună a mașinii. Aici nu poți să ții mai în frumul de motor, ești tot timpul, uite, ești la 5 la oră. 5 la oră e mult aici. Cu bicicleta mergeam cu 30 pe aici, măi. Scuze, am avut o crampă la mușchi. Se văd două urme pe jos, oare cui ori fi? Ale noastre. We are men. But, ok, tu vei men. Mă gândesc să-mi fac vlog și să stau și să vorbesc acolo ca apucatul. Vorbește în engleză, să te bage și cineva în seama. Desigur. Oh, am găsit pe unul tău să ți-l dau. Și de la început o să pui astea, știi? Uite, episodul care a început totul. Da. Oh, avem frână, băiete, acum. Deci, menționăm că la prima trecere, fără lanțuri, pe aici am mers cum a vrut mașina. Bună Dumnezeu! Și mai jos, lângă stâlp, am ajuns de la tu. Noroc că n-am ajuns în stâlp. Hai să nu fim așa optimiști cu viteza. Ok, o să stai cu reducem, că aici sunt pietre și se reduce automat. Acolo este gheață. Da, multă, multă, multă gheață. Și mașina are cauciucuri de care... mare, Fulda Eco Control. Și mașina s-a pus iară parțial. Normal, pentru că mi-a plecat spatele. Ce mă enervează frâna asta. O miști o jumătate de milimetru și faci tâng. A pornit aerotermă, mă. Și aici este și mai multă gheață. Și mai multă gheață și aici o băgăm în întâia. Trebuie să mergem extrem de încet. Aici ai putea chiar să scoți camera pe geam. Uite, e bună. Și filmează. A, da. Mă atunci ar că trebuie să trecem în modul expert la geam. Grijă că-i calcau la geam. Ia dreapta să te văd. Te-am văzut. Poate că de nou blocul. S-a terminat distracția. Stai să mă oprești, ca să nu faci. Eu baut, baut. Și repetăm coborârea. Yes. Nu filmez în parbizmul, da? Nu. Nu folosesc, uite așa, filmez de rovinietă. Nu prea, unde să stai? Auzi, era o idee bună să spune între pietru, tu știi? Da, da. Deși e mai bine din mână. Te mai pot filma pe tine acum? E rezolută mică, nu se vede ce-am făcut. 3 pixeluri scos limba. Da. Uite că se ridică și ceața. Ceața. Foarte frumos. Piece of cake. Cine a zis că nu poți să mergi cu din mașină cu tracțiune cu două roți pe așa ce? Piece of cake. Și încă roțile pe partea aia la altă care nu trebuie. Da. Că pe față. Și acum mașina are tendința să coboare singură pe lateral. Da. Dar... nici o problemă. Am mai trecut o dată prin chestia asta.
Wanna try uphill? Hai, da. Dă-i. Nu-i dacă tot îmi sparg vopseaua de pe traguri și pe buzelare cu bolovanii ăștia. Sus nu se duce pe aici, asta te garantez. Cred că Borusiciu-ți garantează și asta. Ok, aici am mai avut o sesiune de derapaje când am venit data trecută, așa că o să o lăsăm. Da, avem înregistrată și pe aia. O să o lăsăm mai moale acum. Se pot vedea două șansuri recente, cu urme de profil de vară. De la roțile din spate care nu au lanțuri. Da. Eu întotdeauna sunt un pic prea optimist cu viteza la chestii de astea, dar suficient de reținut ca să nu o dau în bară iremediabil. Apoi e vorba aia, fierul se refără. Material de YouTube. Acesta este gardul pe care l-am ratat cu atâta talent. Da, le pui pe amândouă. Da. Prea optimist, prea optimist, prea optimist. Am băgat în a treia. Asta e unul din momentele alea în care nu-i bine să faci pe viteză. Pentru că zgârie mașina și nici nu știe multă lume despre asta. Uite, să-mi văd niște urme pe jos. Foarte frumos să văd lanțele. Din nou BMW-ul. Pe care nu scrie motorul. Nu le mai poți de jos din roată ca lumea, nu? Nu te-ai cu roată cu tot. Și aici ne vom opri să scoatem lanț. Pune acolo să se vadă clar ce scrie. Se poate observa scris pe indicator, parcare.